Un oraș aproape părăsit, preț de mai multe ore, oameni speriați și clădiri avariate, chiar și în zonele rurale. Oamenii din zona Olteniei au vorbit despre ce au trăit ieri, mai ales că sunt obișnuiți cu astfel de evenimente. O echipă Focus a mers în zonele afectate și a surprins urmările seismului, deloc de neglijat. Sunt oameni care au sărit pe geam de frică și au ajuns cu răni la spital. Cei mai mulți dintre ei speră la mila Domnului mai mult decât la ajutorul autorităților. Pentru ei, ca și pentru fiecare dintre noi, lupta cu panica ce se instalează imediat după ce pământul se zdruncină este foarte greu de dus. Iată ce spun oamenii. Că ieșeau cu copii, țipau, dar eu că am o vârstă, nu mi-am dat seama că e cuțimul oribil. Oameni pensionari, bolnavi, singuri, a fost un șoc foarte puternic. O doamnă de panică și de teamă a plecat la o prietenă și până la spital a murit. Ne-a speriat, ne-a zdruncinat, au căzut din biblioteci, bibelouri, servantele tremurau. Iar oamenii s-au speriat atât de tare încât mulți dintre ei chiar au părăsit orașul de teama replicilor. La puțin timp după seism, multe zone din Târgu Jiu erau pur și simplu pustii. Au plecat, sunt parcările goale, mașinile au plecat la țară, la prieteni, la rude, la cunoștințe. Proprietarul unui bar s-a panicat când a văzut cum tencuiala restaurantului a început să cadă. Ne-am umăcit un pic să ieșim, fetele vreau să iese prin spate, fetele din bucătărie. Și s-au întors înapoi, că deja a început să se curgă tot. A fost un șoc pentru dumneavoastră. Este acum. Și chiar ne este teamă și acum. Sincer, chiar mi este teamă. În satul Arcani, localnicii sunt îngroziți. Turla bisericii, veche de 70 de ani, stă să cadă din cauza seismului. Deja mai multe bucăți s-au prăbușit din ea. Oamenii spun că va trebui reconstruită. Ce pățirăm și noi, pățiră și la biserică. Același lucru, tot din cauza cutremurului. N-a fost așa ceva, domne, pe la noi. S-a mișcat, s-a cutremurat tot. Uitați-vă cum este, că e spartă. E clopotul, Doamne ferește, dacă se dărâmă, cade după ce că ea deja s-a dus din consolidarea ei, ca să spunem, acasă. Acum ce-o vrea Dumnezeu? O parte din angajații primăriei au fost mutați într-o clădire lângă stadion, până când instituția se va reabilita. Acum aceștia pot rezolva doar cazurile urgente. Încercăm să ne desfășurăm activitatea, să mulțumim cetățenii. Vom înregistra decât căsătorii și decese. Se face o expertiză la clădire și ca să nu punem în pericol cetățenii, până nu se pronunță autoritățile, vom funcționa aici. La spitalul de urgență din Târgu Jiu au ajuns oameni cu diverse traumatisme sau atacuri de panică, după ce au căzut în case, dar și un bărbat care a sărit pe geam de frică. Trei externări la cer de la secția medicală, de la spitalul 700, o externare la boli infecțioase la pasarelă, un pacient de la urologie a cerut să meargă acasă și am mai avut și 7 mame de la secția de pediatrie care au mers acasă. Și cei de la ISU au fost ocupați după cutremur. Din fericire, nu a fost nevoie de nicio intervenție pentru vreo victimă. S-au primit peste 150 de apeluri care semnalau fisuri apărute la clădiri sau elemente de fațadă care s-au desprins. Echipajele noastre de intervenție au intervenit pentru îndepărtarea acestor elemente. Edilul speră că orașul Târgu Jiu va primi ajutor și de la guvern, după seismele care au băgat spaima în localnici. Au afectat mașini, au afectat mobilier stradal, dar v-am spus, n-a fost afectată sănătatea cetățenilor și angajaților și ăsta e lucrul cel mai bun pe care îl avem. Doar din bugetul local nu vom putea niciodată remedia toate problemele care au apărut în urma acestui cutremur. Cutremurul de ieri de 5,7 pe scara Richter a fost cel mai puternic care a avut loc în Oltenia în ultimii 200 de ani.